Bună ziua, doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre Assassin's Creed Jade sau China pe mobile, cum vrei să mai spui. Recent am primit o invitație direct de la Ubisoft ca să particip în acest closed beta care a avut loc, probabil încă mai merge acum, habar n-am, acum câteva zile și l-am jucat pe un live. Mi-a plăcut, îndrăznesc să zic, deși nu experiența pe mobile. Do not understand me greșit. Detest experiența pe mobile la jocuri. Consider că e cel mai oribil mod în care poți interacționa cu ceva ca un joc. Până și în Tesla e oribil. Nu mai contează. Dar, în fine, revenind la Assassin's Creed Jade. Bă, jocul e foarte ok. Adică n-am avut așteptări, nici nu figura pe radarul meu. Că nu mă așteptam să-l joc, să particip, să intru, nici nu știam că e un closed beta până când nu mi-a zis direct Ubisoft, hai, vrei să particip? Și am zis, bine, hai, lasă de la mine, fi. Și voilà, așa am intrat și am jucat. Hai să le luăm pe rând. Bă, în primul rând, arată super ok jocul. L-am jucat pe iPhone 12. Minimum requirements e de la iPhone 11 în sus, pe Android habar n-am, trebuie să găsiți lista la FAQ ăla pe net, dar există undeva lista căci am văzut-o cu propriul meu ochi. Bun, ăsta de aici, ăsta e degeaba. E de sticlă, mai mult. Un lucru ciudat mi s-a părut foarte bizar cu jocul ăsta, anume că l-au lăsat în beta în starea asta. Și nu e o stare deloc rea, doar că în loc de cutscene-uri, încă sunt storyboard-uri, încă apare o chestie creionată în care îți spune o voce placeholder, adică doar de probă cât să vadă cam cum merge dialogul rostit și așa mai departe cu actori temporari, până și personajele principale sunt vorbite de placeholder, că sunt chinezi în timpul dinastiei nu știu care și toți sunt Hello, I'm an ancient Chinese swordmaster, I'm here to help you, cu fix accent super mega american. Da, e funny. Mi-aduce aminte de primul Assassin's Creed. Dar în fine, n-am avut nicio problemă. N-am avut crash, nu cred că am întâlnit bug-uri sau dacă am întâlnit, probabil era prea mic ecranul ca să-mi dau seama că erau bug-uri vizuale undeva. Dar ca aspect per total, ca grafică, bă, aș spune că s-ar încadra undeva la grafică de base PS4, adică prima grafică care a apărut pe PS4, nu vă gândiți la Naughty Dog și la chestii, dar ceva în stilul ăla. Mergea în 60 de FPS din ce mi-am putut da seama, că n-avea un frame counter sau ceva, dar mergea super smooth. Posibil să fi coborât frame-urile pe undeva până în 55 sau poate 50, dar nu mi-am dat seama. Și pentru un joc în stadiu alfa în care nici măcar nu există cinematicuri pentru el, adică unele foarte puține, alea primordiale, mi s-a părut că rulează super ok. Grafica arăta foarte ok, de fapt mai mult stilul artistic contează aici și n-am avut, adică n-am nimic cu el. Mi s-a părut foarte în regulă. Paleta de culori era appropriate pentru era respectivă. Da, combatul mi s-a părut foarte ok, foarte action-y, foarte hack and slash, foarte Devil May Cry, pac, 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 jap, jap, jap. N-am absolut nimic de comentat. Repet, ca gameplay mi s-a părut foarte, foarte ok, exact un Assassin's Creed, nimic ieșit din comun. Totul făcut cum trebuie. Acum la poveste. Nu e mare spoiler că e fix like primul minut din Jade când îl începi. Ești lângă Cassandra. N-ai cum să alegi lângă cine ești, pur și simplu, adică n-ai între Cassandra și Alexios, dar am început fix lângă Cassandra, deci atunci începe storyline-ul. Și am uitat unde eram, dar știu că după aia mi se pare că am luat o barcă către China, nici nu mai știu exact. Nici nu mai țin minte exact, că n-am fost atent, am dat pe skip, dar are loc în același timeline cu Assassin's Creed Odyssey Cassandra. Combatul și interfața, meniul e împrumutat foarte mult din Assassin's Creed Odyssey. A zis cineva pe stream că, salut Razile, că e mai mult Assassin's Creed Odyssey de mobil și nu la modul rău. Adică Assassin's Creed Odyssey e super ok joc. La sunet la fel. Toate combinațiile de arme, de super heavy, ultra hit, cu special attacks, până și vocile erau foarte ok, chiar dacă erau doar placeholdere. SFX-urile, adică sound effects-urile în general, n-am avut nimic de comentat. Mi-a plăcut soundtrack-ul, că e fix ăla clasic de Assassin's Creed, dar făcut pe instrumente chinezești, dar e foarte fain. E foarte fain și am fost impresionat de cât de bine s-a translatat tematica asta Assassin's Creed pe instrumente chinezești. În rest, n-am ce mare lucru să zic de sunet. Impactul se simțea impact, când mergi prin boscheți, se simțea prin boscheți. Apropo de boscheți, e stealth-ul ăla, fix ca în Odyssey, când te bagi prin grâne și whatever, flori, mac, opiu, ce dracu mai creșteau aia pe acolo. Deci e pe stealth jocul, faci asasinări,
cum vrei, de sus, de jos. E un Assassin's Creed game, n-am ce să descriu prea mult la chestia asta. Acum m-am întrebat, bă, care-i rostul acestui joc? La modul că, de ce e pe mobile, de ce nu e pe console? Și apropo, ceva îmi zice că posibil să apară la un moment dat pe console. Nu știu dacă Next Gen neapărat, cu siguranță e un joc de PS4 ăsta, la cum arată. Deci, ori într-un an, ori dacă, nu știu, poate n-are succes pe mobil, așa un joc, n-au zis nimic de monetizare, cum îl, dacă e free, dacă e cu plată, cât o să coste, fiindcă dacă o să coste, o să dea fel din prima. Deci, din toate cunoștințele mele, ar trebui să fie free pe platformă și să-ți ia bani din, nu știu ce, microtransacții, cosmetice. Intrăm și acolo imediat. Dar da, îl văd pe consolă, pe PC, undeva la 20-30 de euro la un moment dat, dacă scot toate chestiile de plată din el. Nu prea am întâlnit deocamdată, am dat eu peste ceva, dar cred că e intenționat făcut puțin cam obtuză partea cu in-game payment, fiindcă n-am înțeles ce voia la mine. Am dat pe niște arme care arătau mult prea mișto să fie din joc, și, dar n-am văzut buton să le cumpăr, n-am înțeles partea asta. Revenind la de ce există jocul ăsta pe mobile, eu jucam single player. Adică și mă întrebam, bă, dar de ce îl joc pe mobil? De ce nu există pe console, pe whatever, pe Steam Deck? Dar am mai butonat jocul și la un moment dat era un fel de dungeons, am găsit un fel de tab cu dungeons și puteam să dau invite la player, la încă doi player. Deci se vrea un fel de Genshin Impact, Diablo Immortal, ceva în stilul ăla. Deși, repet, n-am întâlnit niciun alt suflet în joc, în experiența scurtă pe care am avut-o. Și nici nu vreau să insist că, da, mobile gaming. Și apropo de mobile gaming, da, nu pot să stau, să apăs pe buton, mă chioresc acolo într-un ecran de 4 inci cât mai are iPhone 12. Just, nu e ce trebuie. Like, Steam Deck mi se pare cel mai bun standard de la care să pleci în sus, un ecran de 7 inci, cum e și Nintendo Switch OLED, cum mai e și ROG Asus și toate alea. Da, pe 7 inci e ok, că-l ții mai aproape, vezi mai mult, dar în 4 inci jumate, 5 inci cât are ăsta și butoanele super mici, trebuie să stai să vezi pe care să apeși, nu, alea nu-mi place și n-are treaba asta cu jocul, ci pur și simplu cu implementarea stupidă a oricărei activități interactive pe un asemenea device, mobile, tabletă, center console command de la Tesla, spaceship, USS Enterprise, whatever. Touchscreen este stupid. E stupid fiindcă n-ai button ăsta, n-ai muscle reflex memory încât să știe creierul tău unde să ducă degetul pe ce trebuie să apese. Trebuie să te uiți de fiecare dată cu ochiul ăla să apăs pe ăla care e acolo. Nu, experiența pe mobil, asta e. Da, nu știu, lăsați și voi în comentarii dacă nu dezactivează YouTube-ul comentarii, ce părere aveți, care ați fost pe live și toate alea. Repet, mie îmi place jocul și sper sincer să-l aducă pe PC, chiar și la 20 de euro, 30 de euro, whatever, dacă n-are treabă cu online-ul și cu toate alea, că nu am chef să intru online, I don't know. Am Diablo 4 dacă vreau online, am Baldur's Gate 3 dacă vreau ceva cu adevărat foarte, foarte mișto și fantasy. Da, cam aia e. Nu uitați, like, subscribe, toate cele și dacă vreți să ne ajutați, butonul de join vă așteaptă acolo. Aveți clipuri mereu exclusive pentru membrii, members first, care intră pentru voi, pentru cei care ne susțin și după aia devin publice la un anumit timp după. Cam atât. Nu uitați, lumea e plină de NPC-uri, doamnelor și domnilor, pentru că de ce? Că trăim într-o simulare de mobile de aia. Numai bine!